Oțelul are un program intens în pauza de iarnă după cantonamentul montan, va urma prezența la turneul de la Marbella, unde echipa gălățeană își va testa forța de joc. Programul echipei, o să avem o readaptare la efort în Galați aici până pe 17. Pe 17 vom pleca în pregătirea montană la Poiana Brașov timp de 12 zile până pe 29. După 3 vom pleca în Spania. Avem o perioadă precompetițională cu două mini-turnee. Printre adversarii întâlniți se vor afla echipe prestigioase din Rusia. Oțelarii ar putea da piept însă și cu Steaua. Vom avea echipe genul din Kazan, Dinamo Moscova, Spartak Moscova, da. Steaua s-ar putea. Oțelul va descoperi în Spania nivelul la care a ajuns, precum și lucrurile pe care trebuie să le corecteze.